Colega noastră, Patricia, a avut șansa, dragii mei, de a participa activ la prima degustare de lapte alături de singurul somelier de lapte din lume. Concluzia acestei întâlniri este următoarea. Laptele este unic, așa cum unică este și văcuța care îl produce. Și are și un sfat pentru fermieri. Dragii mei, trebuie să duceți mai departe povestea laptelui vostru făcut de animalele din fermă. Pentru degustarea propriu-zisă s-au pregătit mostre provenite de la 5 ferme, agroindustriala Pantelimon, Moldovan Agrocosm Fan din localitatea Mociu, județul Cluj, Adaprotcom, tot din Cluj, ferma Ovidiu Lungu Cristian din localitatea Dascălu, județul Ilfov și Ecoferm Cristim din Boldești-Scăieni, Prahova. Procesul va începe nu cu gustarea propriu-zisă, cât cu observarea mostrelor pe care le avem în pahar. Because flavor is just only a way to let everyone experience that there is a difference. There is a lot of ways to experience difference. Pentru că aroma este doar unul dintre aspectele care diferențiază laptele. Sunt mult mai multe alte criterii pe care Basni le va explica rând pe rând în momentele următoare. The first thing that we're going to do is that we watch the colors. Look, there's only two milks. What do you say about these milks if you look to them? Just go see it from above. Observăm în acest moment culoarea. Este mult mai alb. Primul pahar de lapte, Patricia spune că îi se pare că este mult mai alb, mult mai clar. This is more white. And this is more yellow. Al doilea pahar este mai înspre galben. Așadar, procedura de degustare a laptelui se aseamănă cu cea de la vin. Rotind ușor paharul, se sesizează culoarea, aspectul, consistența și ceea ce se remarcă este, desigur, conținutul mai mare sau mai scăzut de grăsime. Un lapte voluptos își va lăsa amprenta pe pahar și se va scurge mai greu, în timp ce un lapte slab nu va lăsa urme consistente. A urmat analiza olfactivă, trecerea ușoară a paharului pe sub nas pentru a remarca primele note. And then, it's just like wine. Just try și acum, etapa digestivă, aroma și degustatul. And what's really interesting about milk in general is that most milk from a package, the pasteurized one, has no smell. None. Un lucru foarte interesant legat de produsele din comerț pasteurizate este absența mirosului. If you have raw milk, there can be smell. Sometimes really really heavy smell. În cazul laptelui crud, lucrurile sunt diferite. Yeah. Există un miros, uneori este chiar destul de pronunțat. And smell is not bad. Yeah? You can have bad smells or good smells, but it smells in general, it smells. Însă nu este un miros neplăcut. Specific însă, nu neplăcut. Yeah. And in the past I also had a restaurant and my chef could tell me that if you have smell, that's really big part of taste, of the flavor. Mirosul în același timp este o componentă foarte importantă a aromei și a gustului. Vine să completeze. If you are a wine sommelier and you're going to test wines, they give 70% of all points to the wine, to the smell. În cazul degustării unui vin, 70% din procentaj este acordat mirosului vinului. So in hypothesis you can say that the milk in the packages, the pasteurized one, has no smell and has no real taste. No flavor. Yeah? It smell like cake. That's, oh, this smell like cake. Okay. Primul lapte are un miros de prăjitură, spune Patricia. Nice smell? Acum să vedem și părerea expertului. This one has really smell. This one almost none. Acest pahar aproape că nu are miros. Yeah. I understand that you say cake. Sometimes I smell. Sometimes it's only one time that I had it. I smell grass. O singură dată în experiența lui Bas a simțit miros de iarbă în lapte. That was a really nice smell. Sometimes I smell, how do you call it, cream. That's also nice. Or almond. Uneori mai simte miros de smântână, alteori de migdală. Yeah. And sometimes I smell bad cheese. That's not true. Și uneori o brânză de proastă calitate. Cât timp am mirosit pe îndelete fiecare mostră de lapte, am aflat ce anume influențează aroma acestuia. When we start 5 years ago as milk sommelier, we tried to find out where the taste, the flavor was coming from.
acum 5 ani când a început această activitate, yeah, era foarte curios și cumva și-a setat ca obiectiv personal, yeah, să afle de unde vine aroma și gustul din laptele de vacă. Yeah. And we worked 5 years on that program and it was really hard and sometimes we think we find something. But what we now know is that we know so much that we don't know. Procesul nu a fost însă deloc unul ușor. La un moment dat aveau senzația că au găsit răspunsul, yeah, însă în final se dovedea că se află pe o pistă greșită. Yeah. What we do know is that feed intake has a really high impact on taste. Cu siguranță un lucru știut este faptul că partea de furajare influențează în mod decisiv gustul și aroma laptelui. Yeah. Of course, how clean the farmer is working. De asemenea și partea de igienă în fermă, curățenia din fermă. Yeah. And another thing, and that's really interesting, is genetics. Și ultimul factor, poate unul dintre cele mai importante, este genetica. A urmat degustarea propriu-zisă, dar nu înainte de a primi câteva indicații de la baz. Stop. Okay, first we can smell it. And what we do the first time is that we don't want to really focusing on the flavor, but we want to focusing on the route that the milk is going to go in your mouth. Shall I explain it? First you have your first impression of the taste, the flavor, then you have your head impression of the flavor, and you have your after drink. And it's also interesting how much time it takes on which part, and also where you feel it on your tongue. Yeah? Așadar, poți explica care ar fi procesele în momentul în care deguști un lapte. Există un proces cumva asemănător parfumurilor. Există trei note. O notă principală, o notă medie și o notă de bază. Important este nota de bază care rămâne la final după degustarea laptelui și de asemenea și timpul care se scurge între toate aceste trei faze, să zicem. Aici este povestea. Exact în acest moment, fiecare lapte creează pentru fiecare persoană alte conexiuni. Dacă pentru mine prima probă a avut note de prăjitură, de înghețată și un gust dulce, pentru altcineva acest lapte va avea o altă poveste de spus. Protein. That's the making the sweetness. Se pare că primul lapte pe care noi l-am degustat, okay, este un lapte pasteurizat. De unde Who's și această diferență de much, I can work with your milk. Diferență de gust și dulceața provine din cantitatea de proteină. Yeah, yeah. I think it's really gentle milk. It's really like it's almost like sweet. It's not. It's you have three steps and the steps are almost like one. So it's really gentle. Este un lapte blând. Toate acele faze pe care le povesteam mai devreme sunt foarte line. Nu simți diferențe marcante între aceste procese. Degustarea a continuat și cu celelalte probe de lapte. Procesul de pasteurizare și sterilizare cumva influențează și duc la absența unui miros pregnant la nivelul laptelui. Total different taste. Also. Da, e o experiență diferită. Mi se pare un lapte mai gras. Asta cu siguranță se vede și pe pahar și poate că m-ar duce cu gândul la gustul de smântână. Aroma laptelui provenit de la cele 5 ferme diferea oarecum, însă savoarea lăsată după înghițire a fost plăcută în toate cele 5 cazuri. De altfel, și Baz spunea că dacă în România sunt 1,6 milioane de vaci, putem spune că sunt 1,6 milioane de tipuri de lapte, iar cantitatea aceasta se dublează în realitate, deoarece laptele dat de vacă dimineața diferă de cel de seară. Tot Baz susține că o vacă hrănită preponderent cu iarbă va da un lapte cu un gust mai fructat, în timp ce laptele unui animal ce consumă mai mult nutreți va avea o textură mai cremoasă și o aromă migdalată. Ca ultim mesaj, somelierul olandez i-a încurajat pe fermieri să aibă încredere în produsul lor, să fie onești în comunicarea cu consumatorul și să nu le fie teamă să încerce să-și spună povestea.